Dacă ești doar religios, nu vei putea să ierți. Nu vei avea puterea din Dumnezeu pusă în tine să poți iubi, să te poți ruga pentru vrăjmașii tăi. Nu, pentru că ești doar religios și religiozitatea nu mântuie pe nimeni, ci numai faptul că ești născut din nou, faptul că îl ai pe Iisus. Dar ca să-l ai pe Iisus, trebuie să ai un moment. M-am uitat la aceste cântece și toate, multe dintre ele spun: mi-am dat viața ție, viața mea este în mâna ta, nu mă tem orice ar veni. În Ioan, Evanghelia după Ioan spune așa, capitolul 1, versetul 12: Iisus a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. O să nu ne trăbuiești, mulțumim frumos. Dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. În alte cuvinte, a fi copil al Dumnezeu este un drept, este un drept pe care îl dă Dumnezeu prin naștere de sus, prin naștere de sus, atunci când îl primești pe Iisus în inimă. Dar ce presupune aceasta? Aceasta presupune următorul lucru: ca să o rupi cu trecutul tău păcătos și să-ți predai viața în căușul palmei lui Iisus. Asta înseamnă să accepți ca El să-ți conducă căile, El să-ți înnoiască mintea, El să-ți conducă pașii. Asta înseamnă să-ți predai viața lui Iisus. Asta, în alte cuvinte, înseamnă o transformare adâncă în lăuntrul tău, în ființa ta. Ei, dacă aceasta nu este experiența vieții tale, dacă nu ți-ai predat viața lui Iisus în sensul în care vorbesc eu, tu degeaba ești religios, pentru că nu te ajută cu nimic venirea la biserică în caz că n-ai făcut aceasta. Mulți spun: eu l-am primit pe Iisus. Zice: eu mă rog după cărțile de rugăciuni, mă rog, fac altele și altele. Vreau să vă spun că atunci când nu l-ai primit pe Iisus și nu ești născut de sus, atunci n-ai putere să biruiești păcatul. Păcatul te biruie. Acesta este un indiciu că nu ești născut de sus. Un alt indiciu că nu ești născut de sus este că nu urăști păcatul. Te spovedești, te duci la spovedanie sau la mărturisirea păcatelor, dar de fapt nu și părăsești păcatele. Nu experimentezi o adevărată pocăință, părăsirea păcatelor. Asta înseamnă că spovedania este fără valoare, pentru că Dumnezeu ne spune: cine își mărturisește păcatele și se scapă și se lasă de ele, capătă îndurare. Dar dacă nu se lasă de ele, dar cum poți tu să te lași de ele când nu ai puterea lui Dumnezeu sădită în tine, când nu ai viața din Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu nu este în inima ta? Cum poți să biruiești păcatul, că Iisus a zis: despărțiți de mine, nu puteți face nimica? Și Apostolul Pavel a spus că viața creștină înseamnă să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine, și Hristos biruiește păcatul, Duhul lui Dumnezeu biruiește păcatul. Astfel, dar dacă nu ești născută de sus, vei fi înfrântă sau înfrânt de păcat și vei trăi o viață de înfrânt. Și vor trece ani și vei fi la fel. Cât de important este lucrul acesta, să fii născut din Dumnezeu. Să fii născut din Dumnezeu. Omul, am pus un titlu aici, omul decide pentru calitatea vieții lui. Omul decide pentru calitatea vieții lui. Omul decide, sigur, omul decide. Dumneata a decis și eu decid pentru calitatea vieții pe care o... Nu norocul, ci noi decidem. Dacă vom trăi mai bine sau mai puțin bine, asta depinde de modul în care ne raportăm la Dumnezeu. În binecuvântările și în legea lui Moise se spune așa: dacă vei asculta de glasul Domnului, te voi binecuvânta. La plecare, la sosire, te voi binecuvânta și vei fi fericit în lucrul tău, în tot lucrul tău. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, vei pune la spate pocăința și pe Dumnezeu și toate, atunci vei fi blestemat la venirea ta, la plecarea ta, peste tot lucrul tău. De fapt, Dumnezeu va veghea să nu-ți meargă bine nimica. Acum, neascultarea de Dumnezeu aduce cu sine multe necazuri. Este un prim punct. Neascultarea de Dumnezeu, și îl vom lua pe Iona ca exemplu. Sau vezi ce văd, eu nu sunt dintre aceia care n-ascult de Dumnezeu, eu vin la biserică. Vreau să vă spun, sau altele, vreau să vă spun că ascultarea limitată, ascultarea de Dumnezeu cu limită, înseamnă tot neascultare. Dumnezeu vrea o predare radicală. Dumnezeu vrea o atitudine de a asculta fără limită, până la capăt să mergem cu ascultarea de Domnul, nu cu limită. Avram era acolo în Haran și Dumnezeu i-a spus: Avrame, nu te vreau aici. Am pentru tine o binecuvântare, multe binecuvântări. Vreau să te fac un neam mare. Du-te în țara Canaan. Și tatăl său a zis: vin și eu cu tine, fiul meu, dar dacă te pierzi și pe tine, pentru că celălalt băiat a murit, ce mă fac? Vreau să vin și eu cu tine. Și l-a luat pe tatăl său, măcar că Dumnezeu îi spusese: lasă-l, ieși din casa tatălui tău. Și au mers până la jumătatea drumului și s-au oprit la jumătatea drumului. Au mers din Ur, din Aldeia, până la Haran și s-au oprit acolo. Și au zis: atâta ajunge. Ajunge să ascultăm de Dumnezeu, da, într-o măsură,
poate ajunge. Și tatăl său a murit acolo. Dar Avram, după 10 de ani, Dumnezeu a vorbit în Avrame, nu aici te vreau. Vreau să mergi până la capăt cu ascultarea de mine. Mergi tu până la capăt cu ascultarea de Domnul. Dumnezeu i-a vorbit lui Iona. Iona, du-te la Ninive. Și Iona s-a sculat să se ducă în direcție inversă, să fugă la Tars, departe de fața Domnului. De a zis, eu mă duc, fug de Domnul, mă duc, lasă că nu mă vede Domnul, mă duc, eu mă simt bine într-o călătorie pe mare, de croazieră, și așa, și mă duc o fal, mai vedem ce putem noi, așa, o să mă simt bine. Și Dumnezeu a zis, da, n-am văzut, am uitat, ce-a făcut Dumnezeu? A fost pe urmele lui. A zis, da, vrei să fugi departe de fața mea, să știi că nu o să ai liniște, nu o să ai confort, nu o să ai fericire. Și Dumnezeu, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Dumnezeu a fost pe urmele lui și i-a vorbit în mai multe moduri, i-a vorbit Dumnezeu, i-a vorbit prin furtună, i-a vorbit prin cârmaci, i-a vorbit prin sorți, i-a vorbit pe mai multe căi, dar el n-a vrut să ia seama. Dumnezeu vrea ca prin furtuna aceea, prin furtuna aceea și prin celelalte moduri de vorbire, să-i atragă atenția și să-l readucă la ascultarea de Dumnezeu. Când o iei pe direcție opusă decât pe cea pe care o vrea Dumnezeu, Dumnezeu ți-a spus în mod sigur, pocăiește-te, crede în Iisus, crede în Evanghelie, dă-ți viața lui Iisus. Dar dacă stai așa și nu vrei să te pocăiești de păcate și să-ți dai viața lui Iisus, tu n-asculți de Dumnezeu și de Iisus. Religiozitatea este egală cu zero, fără să-ți dai viața 100% lui Iisus, fără să-L lași pe El să lucreze nașterea din nou. Poate Dumnezeu îți spune, du-te și fă lucrarea asta pentru mine, în biserică sau la lucru, sau du-te și reprezintă-mă cu cinste între colegii tăi la școală, sau vorbește despre mine, colegii tale, colegului tău. Du-te și există diverse misiuni pe care ni le încredințează Dumnezeu, fie prin cuvântul explicit, fie în inimă, fie în situații de natură specială. Acum, ce vei face dumneata și eu? Vom merge noi în direcția în care ne trimite Dumnezeu sau ne vom astupa urechile, ochii și ne vom vedea de drumul nostru? Ce vei face tu? Iona a avut poruncă clară. Iona, scoală-te, du-te la Ninive, în dreapta era față de cum, dacă luăm harta și ne uităm la așa. Și el a luat-o în stânga către Spania, pe apă, pe Marea Mediterană. S-a dus departe de fața Domnului, să scape de Dumnezeu. Atunci când nu vrei să faci ce Dumnezeu vrea să faci, ce pierzi? Pierzi părtășia cu Domnul, departe de fața Domnului. Nu te mai poți uita în ochii lui Dumnezeu. Nu mai simți pacea, nu mai simți bucuria, nu mai poți să spui, Tată! De ce? Pentru că, unde mă? Păi dacă sunt Tată, unde mi-este cinstea care mi se cuvine dacă îmi spui Tată? Cum poți să te uiți în ochii lui Dumnezeu să spui Tată și tu să spui, să susții că ești un copil al Dumnezeu, că este o minciună, dacă nu l-ai primit în inimă și n-ai fost născut de sus, nu ești un copil al Dumnezeu. Și rugăciunea Tatăl nostru este o minciună și este doar o religiozitate. Iată, pierzi părtășia cu Domnul dacă n-asculți de Dumnezeu. Pe drumul acesta al depărtării de Dumnezeu, dacă în caz că vei continua să te închizi față de Dumnezeu, Dumnezeu își va intensifica problemele. Ce s-a întâmplat acolo pe mare? A venit cârmaciul și a zis, Cedor, scoală-te, omule! El s-a dus undeva, s-a pogorât în fundul corăbiei, de două ori se spune, s-a pogorât, semnificând că el de fapt mergea din jos în mai jos. De ce? Pentru că a zis, nu fac ce zice Dumnezeu. Și atunci viața a început să însemne o pogorâre din treaptă în treaptă, din jos în mai jos. A ajuns până acolo, până când era să-și piardă viața. A ajuns până acolo. Da, exact așa spune. În versetul, pe pagina cealaltă spune, apele m-au acoperit pentru că a ajuns să fie înghițit de pește, până aproape să-mi ia viața. S-a închis față de Dumnezeu. Cârmaciul i-a zis, omule, scoală-te! Ce strigă, la cheamă pe Dumnezeu, puneți viața în ordine, poate ai făcut ceva față de Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Dar Iona a zis, da, ai dreptate, în sfârșit văd și eu, vine furtuna, văd și eu că Dumnezeu îmi vorbește, bă, dar ce are toată lumea cu mine și furtuna și el a simțit, Dumnezeul mustra în cugetul lui, este din cauza ta, Iona. Dar Iona s-a pocăit atunci, dacă s-ar fi pocăit, ar fi fost scutit și de restul și de multe, dar vedeți, unii merg mai departe și se închid și se răzvrătesc și se încăpățânează, se întorcă la Dumnezeu și spun, ba, vreau să-mi urmez drumul, ba, vreau să-mi urmez calea, ba, nu vreau să mă întorc, nu vreau să mă pocăiesc, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Și atunci relele, problemele se intensifică, necazurile se înmulțesc și nu merge bine. Nu ne merge bine pentru că fugim de Dumnezeu. După aceea au tras la sorți, au văzut ei că nu le merg.